peste 45.000 de spectatori în această seară pe Național Arena, la semifinala Cupei României Timișoreana, Steaua Dinamo. Steaua continuă să preseze. Tănase ridică balonul în Piovacari. Ar fi fost mai bun la această fază. Continuă Steaua, continuă prin Sâmărtean, învăluie Pintilin. Sâmărtean, ce continuare frumoasă, și balonul rămâne în careul lui Dinamo. Pintilii, Tănase așteaptă la Tovlevici, primește la Tovlevici, mulți jucători în careul lui Bălgrădean. Ce gol la Tovlevici! Gol la Tovlevici! La Tovlevici reușește să arunce mingea în poarta lui Bălgrădean, după ce Dinamo părea să-și fi anulat sentimentul primejdiei. Pur și simplu îi lăsa pe stăniști să se plimbe cu mingea în careul de 16 metri ca pe bulevard. Lazăr, tehnic, cu o viteză excelentă. Lazăr, iată-l centrând, perfect, centrează. Lazăr, mingea rămâne în care... Gol! Gol! Rotariu! Rotariu! Suflet de stelist. Speranța lui Dinamo, jucătorul care a primit încrederea băncii tehnice, chiar dacă n-a mai făcut meciurile mari pe care toată lumea le așteaptă de la el. Iată-l revenind, iată-l din nou în careul de 6 metri al Stelei. Corner, bate Stanciu, prelungește Pintili, mingea rămâne în careul lui Dinamo. Varela, gol! Moment de uluială în careul lui Dinamo, inexplicabil, 2-1 pentru Steaua. Varela marchează pentru Steaua, 4-gol pentru fundașul de peste 1.000.000 de euro adus de Steaua de la Vaslui. Rotariu le trimite în careu, 4 jucători de la Dinamo plutesc. Varela agață mingea cu piciorul și o trimite pe centrul porții, relaxat. Îl vedem acum pe Tănase, Kipciu, Adi Popa este liber, Kipciu, continuă Kipciu, Kipciu, gol! 3-1 Steaua! Kipciu! 5 goluri, al 6-lea în această seară. Are sânge de atacant Kipciu, un mijlocaș pur sânge ar fi dat drumul la minge pe partea dreaptă, la Adi Popa, minge deviată. Corner pentru Dinamo, pe colțul scurt, steliștii sunt atenți și acum au șansa contraatacului. Prin Stanciu, care scoate bine pentru Adi Popa, mulți steliști, Adi Popa merge el singur, se duce spre gol, iese Bălgrădean, Adi Popa continuă pentru 4-1, Tănase! Gol Tănase! Se vede viteza, se vede forța, iată-l pe Popa și Tănase, putem spune, de acolo dădeam și eu în locul lui Tănase. Nici fundașii n-au tras cu el, am văzut și pe Greco acum, a strâns prea mult în centru. Dinamo prin Valentin Lazăr, Lazăr, gol! Gol Dinamo, Dinamo reintră în joc. Liniștea din jocul Stelei a fost prompt taxată de Lazăr, ce finalizare frumoasă! Omul cu pasa de gol pentru reușita de la 1-1 a lui Rotariu și bară gol pentru 4-2. Steaua aproape de gol! Gol! 5-2 Cheșeru! Steaua, Cheșeru! Al 2-lea gol în poarta lui Dinamo în 2 meciuri consecutive în tricoul Stelei. Atacanții veritabili, vârfurile, Piovacari cu o pasă de număr 10, de Descartes.